Victoria FCSB-ului se strânge foarte mult clasamentul. Îi salut pe Basara Panduru și pe Constantin Zota. Mergem și l-ascultăm pe Iulian Cristea și revenim și noi. Ne revenim în câteva clipe. Ritmul se prind pe băieți din spate. Au trecut 8 luni, dar mă bucur că am reușit să revin și să joc din nou pe teren. Revenind la meciul în această seară, ați cam tremurat pe final atunci când ați și primit acest gol. Da, din păcate, adică nu pot să... Am luat un gol din... pe o greșeală, nu știu ce s-a întâmplat. Controlam jocul, aveam 2-0. Dintr-o dată ne-am panicat puțin, dar ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Traversați o perioadă bună. Ați învins CFR-ul, ați voluntariu care anul trecut v-a scos meciul ăla de titlu din buzunar. Urmează Universitatea Craiova. Cum sunteți în perioada asta? Cum reușiți să o gestionați? Da, suntem foarte bine, suntem un grup unit. Ne înțelegem cu toții bine. Toți băieții formăm un grup, cum v-am spus, foarte unit. Ne așteaptă meciul cu Craiova, un meci foarte important, dar luăm fiecare meci în parte și ne dorim să luăm cele 3 puncte. V-ați gândit și la ceea ce s-a întâmplat în sezonul precedent cu cei de la Voluntari? Da, aici vă dați seama. Și mai ales că n-ați mai câștigat aici la Voluntari din 2020. Da, nu țin minte exact. Știu că odată un gol Olaru când am câștigat ultima dată. Da, era de anul trecut, adică de anul ăsta. Ține minte când ne-au încurcat, puteam să jucăm cu trofeul pe masă, dar din păcate n-am reușit să ajungem la ultimul meci cu CFR. Vă dați seama că ne gândim și la asta când joci, dar e un alt sezon și alt meci acesta. Va urma play-off-ul, unde va fi o luptă. Toată lumea că zice va fi o luptă în 3 pentru titlu. Și din ce s-a văzut până acum, voi arătați cel mai bine. Când spune că sunteți principalii favoriți, vă simțiți și voi într-un final, după atâția ani în care s-a vorbit de CFR, vă simțiți și voi că puteți... Mai sunt multe meciuri, ne dorim, cum ne dorim în fiecare an să ajungem să luăm titlul, dar mai sunt multe meciuri, cum am spus, fiecare echipă e bună, play-off-ul va fi foarte greu, să vedem cine va fi a șasea, că încă nu se știe, dar cred că va fi un play-off echilibrat și sperăm să ducem acest rim cât mai bine, cât mai îndelungat timp. Te gândeai că o să ajungeți în lupta pentru titlu după momentele grele prin care ați trecut? Da, eu mă gândeam tot timpul, le spuneam la băieți. Cred că sunt de 4 ani aici, cred că în fiecare sezon am început prost. Nu cred că am început un sezon bine și să tot timpul am început mai prost. Și pe parcurs am reușit să legăm extrem de multe victorii, să ajungem să ne batem la titlu. Dar nici n-ați ridicat trofeul deasupra. Da, din păcate asta e, nici n-am ridicat trofeul, din păcate. Dar sperăm acest sezon să fie un sezon bun. Iulian, unde se va face diferența anul ăsta? Că întotdeauna, ai spus și tu, ați început prost și veneați din spate, dar vă opreați la un moment dat. Anul ăsta, unde crezi? În play-off. Pe anul trecut ne-am oprit la penultimul meci. Eu zic că în play-off o să se facă diferența și să înjumătățesc punctele, vedem fiecare cu câte puncte intrăm și acolo să reușim noi să fim din ce în ce mai buni. Dar simți că anul ăsta e mai echilibrat ca niciodată? Simt pe băieți că suntem mai motivați ca niciodată noi și suntem mai uniți ca niciodată. Ok. Mulțumesc. Seara, la revedere. Da, Cristea, dacă și făceam și noi o simulare aici, dacă ar fi să înjumătățim în momentul de față punctele, ar fi un clasament uluitor de-a dreptul. 26, 25, 24, 23, 22 de puncte, da? Deci ar fi așa. Faru ar avea 26 de puncte, CFR 25, FCSB 24, Rapid 23, Universitatea Craiova 22 de puncte. Deci câte un punct între fiecare. Dar, apropo de Universitatea, vreau să vedeți niște secvențe și să le comentăm un pic împreună Pandi și Costel cu Olaru de la sfârșit de meci, Olaru care primește un cartonaș galben, ca să vă dați seama de competitivitate și de momentul în care ne aflăm în sezon, cât de important este fiecare meci, fiecare punct. Olaru plângând că primește minutul 95 Pandi cartonaș galben care îl scoate din meci împotriva Universității. Ce zici de imagini? Zic că era mai bine să își dea seama că este minutul 95, știa câte cartonașe are, știa cât de important e meciul cu Craiova și să nu mai plângi după aia, că plângi degeaba. Ce înseamnă plânsul ăsta? Înseamnă competitivitate, înseamnă suferință, înseamnă că îți pare rău de ce ai făcut. Ăsta nu înseamnă nimic. Trebuie să ai minte, nu trebuie să-ți pară rău. Aici trebuie să vezi ce trebuie să faci. Îmi pare rău și fac prostii. Nu, da, hai să vezi că mai avem o imagine, de exemplu, cu Răduț care părăsește terenul. Da? Ăsta este omul care a câștigat meciul până la urmă. Ratează adevărat meciul împotriva Craiovei. Dar Răduț părăsește terenul. Și e de o bună dispoziție? Adică nu-l prefer pe ăla care costele, pe ăla care plânge? Ăstuia care e... Bă, ok, nu-l acuz pe Răduț. Cum să spun? E treaba lui până la urmă cum e. De altfel sunt doi fotbaliști foarte buni amândoi.
Dar, sincer, nu prefer niciunul din aceste comportamente. Sunt în total de acord cu Pandi. Mai bine ai mintea limpede, judeci momentul, faza, tu ai toate informațiile. Nu ești un puști un jucător care abia a intrat la 18 ani. Deci trebuie capitanul echipei și trebuie să transmiți acolo încredere, să transmiți forță. Vă invit să-l ascultăm și pe Coman. Făcut de noi. Am dus mingea dintr-o parte în cealaltă. Am reușit să dăm gol în prima repriză. Asta ne-am propus înainte de meci, să marcăm în prima repriză, să ne facem un meci ușor. Din păcate am luat acel gol în ultimele minute și din nou am trăit la intensitate maximă finalul meciului. Parcă vă trecea prin minte așa finalul meciului de anul trecut cu Voluntarii, unde vi s-a luat, nu știu dacă titlul, dar șansa de a juca cu titlul pe masă și v-a funcționat. Da, ni s-a luat șansa, da. Chiar să știi că ne-am gândit, dar important este că am reușit, am învățat din acel meci și iată că am reușit să câștigăm dramatic, să spun așa. Ați rupt și blestemul meciurilor jucate pe terenul celor de la Voluntari? Da, pe terenul acesta nu avem amintiri plăcute, dar este important că am reușit să câștigăm. E o echipă arțăgoasă, o echipă care stă bine în teren, au jucători foarte buni defensiv, un antrenor foarte bun și iată că a fost un meci greu. Cum vă simțiți când vedeți că toate echipele aflate sus acolo în lupta cu voi? A fost o etapă bună pentru voi. Au pierdut sau au făcut egal și voi? Da, etapa asta vedeți de drumul vostru. Da. Etapa asta a fost, parcă a fost făcută pentru noi. Și pe locul 3. Și pe locul 3. Foarte bine, am mai urcat un loc. Cum va fi lupta asta, Florin? Va fi o luptă foarte frumoasă, foarte grea. Echipe foarte bune, de tradiție, se bat la campionat. Așa că cred că toate au șanse din play-off care vor intra. Va fi o luptă în 3 sau crezi că mai multe? Toată lumea nu știu ce să zic, în 3-4, cred eu, părerea mea. Cum se anunță meciul cu Universitatea Craiova, mai ales că nu veți miza pe Olaru? Da, o pierdere foarte mare, dar asta este. Echipa merge înainte, trebuie să câștigăm. Poate trebuie să fie o motivație în plus. Aseară Universitatea a câștigat. Vă pune în gardă acest rezultat? Da, normal. Da. Pentru că au avut un început mai ezitant. Da, ne-am uitat la meci, am văzut, au avut un început mai dificil, dar au arătat bine repriza a doua, așa că va fi un meci frumos, cum de altfel au fost toate meciurile cu ei, cu jucători foarte buni. Mă bucur pentru Ivan care a reușit să înscrie, trece printr-o perioadă foarte bună, așa că va fi un meci deschis. S-a vorbit în ultimii ani numai de CFR, principala favorită. Anul ăsta parcă voi arătați mai bine și începe să se vorbească de voi. Da. E anul vostru, simți? Am spus și în anii trecuți că e anul nostru și tot așa, dar CFR este candidată, părerea mea. Un lot valoros, trec printr-un moment mai dificil, dar n-au jucat cu echipe ușoare. Au jucat cu contracandidate, așa că părerea mea este că CFR este o forță și se va da lupta în play-off. Toată lumea te laudă pentru că te-ai pregătit exemplar un cantonament. Crezi că ți se va face și ție loc în sfârșit Dar în nu echipă? Trebuie să mi se facă loc, eu nu cer să mi se facă loc. Mă antrenez foarte bine, am 4 reușite la rând, în 4 meciuri. Eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează ce se vorbește, s-a vorbit și prost și bine. Așa e în fotbal. M-am obișnuit cu lucrurile acestea, așa că important pentru mine este să meargă echipa, să câștigăm, să fie atmosferă foarte bună. Rivalitatea la antrenament când avem miuțe, cum a fost și săptămâna asta și acum 2 săptămâni. Așa că totul merge foarte bine. Păcat că este cam frig la antrenament și la meciuri, dar va trece și vremea. Bănuiesc că este o miză pentru tine să și joci titular. Contează mult pentru un jucător să înceapă un meci ca titular. Toți își doresc să joace titular, nu? Și cei care nu prin lotul și... Eu știu. Te întrebam asta pentru că știi foarte bine că au apărut acele discuții azi și patronul că vom încerca să-l treacă pe David Popescu Inter să... Nu știu, nu mă interesează, nu, habar n-am. V-am spus, nu ține de mine. Important este ca noi să ne antrenăm foarte bine, să fim cu zâmbetul pe buze, să credem în noi că asta e cel mai important și într-un final vor veni și reușitele și perioade foarte bune. Pentru tine contează mai mult reușitele decât reușitele să echipei? Joci titular? Adică să intri în repriza a doua, să dai gol sau o pasă de gol decât să joci din primul minut? Și dacă joc din primul minut și nu dau niciun gol și nicio pasă de gol? Asta și dacă intru, ce păi contează cum pentru tine? O iei așa? Te întreb, ce contează păi, pentru tine? Că... Nu știu, mai întreabă un sondaj să mă întreb câțiva jucători să vedem ce răspund. Deci ți-e ok? Da. Mulțumesc. Mulțumesc.
Ok, l-am auzit și pe, și pe Coman. Vreau să vedem o poză, pentru că evident au fost foarte multe și vor fi multe de comentat. Dar este o imagine pe care gsv.ro o oferă cu Armaș la final de meci. După aia o să vedem. Deci atenție cum arată Armaș în momentul de față, după intrarea lui Ejuma. Ok, o să vorbim de părțile bune ale lui Ejuma în scurt timp. Însă, Costel Zota, ce este la faza respectivă? Pentru că am văzut intrarea, toată lumea o comentează, toată lumea discută pe marginea acelui fault a unui Ejuma, care, atenție, face un meci remarcabil. Trebuia să termine pe teren Ejuma acest meci? Nu, oricum, nu termină că e schimbat. Da. Sigur că trebuia eliminat la faza asta, însă el nu apreciază bine, nu se informează, se duce să joace mingea, chiar lovește mingea. Însă el își asumă un mare risc și cu o mare forță, cu agresivitate, cu intensitate, după ce lovește mingea, îl lovește în cap și pe piept pe Armaș. Deci aici el chiar trebuia să fie eliminat, iar este o decizie de neînțeles a întregii brigăzi aici. Radu Petrescu e la centru? Radu Petrescu este la centru. La Marian Barbu la VAR, deci doi arbitri FIFA. Marian Barbu la VAR și arbitru asistent FIFA. Toți ar fi trebuit să vadă, iar decizia corectă era una singură, cartonaș roșu. Cum? Nu știu. E o întrebare stupidă, evident. Este, dar cum nu vezi așa faptul ceva? Faptul că lovește mingea. Asta i-a păcălit, probabil. Sau de asta s-au folosit. De asta s-a, da. Nu? Bun, era meci important, nu etapa viitoare. Da. Cu cine? Cu Craiova. Da, cu Craiova. Cu Craiova. Bine, astea sunt niște glume și câteodată trebuie să le mai facem, că de-aia suntem aici, însă nu este o decizie care trebuie acceptată de nimeni și pe care nu trebuie să o vedem repetată. Este o gravă eroare a brigăzii de arbitri. Ar trebui să-l ascultăm pe Leo Strizu, că el a venit la declarații. Obiectivul ne interesa cele trei puncte, le-am luat. Chiar sunt curios. Să nu-l pornim. Ar trebui ascultat? Dacă este antrenorul din Nacte? Trebuie, nu? Trebuie. Da? Bine, dacă zici că trebuie. Hai să-l ascultăm. Totuși, echipa a jucat foarte bine prima repriză. Poate spre final am crezut că deja suntem câștigători, dar în fotbal te costă relaxarea și atunci cred că această victorie ne dă în continuare elan și cred că vom avea un final foarte, foarte bun. De ce spuneți că a fost atât de greu de obținut această victorie? Pentru că echipa dumneavoastră a controlat meciul, a avut cele mai multe ocazii. E adevărat că am avut foarte multe ocazii. Dar știți că dacă marcam jumătate din ocaziile care le-am avut, atunci cred că era meciul rezolvat mult mai devreme. Dar v-am spus încă o dată, echipa arată foarte bine, echipa își dorește foarte mult. Nu ne rămâne decât de la etapă la etapă să ne luăm punctele care sunt în puse joc. Toate trei. A fost o ambiție în plus a băieților, dar fiind faptul că voluntariul a fost așa în ultimii ani, o piază rea. Știm ce s-a întâmplat anul trecut și nu se mai câștigase aici de până în 2020, parcă. Nu știu ce a fost în trecut, pe noi ne interesează prezentul. Și atunci nu facem altceva decât să de la meci la meci, să aducem cele trei puncte care, am spus, ne interesează foarte mult. Poate aș pune aceste puncte în mai mult decât aspectul jocului. Importante sunt de acum încolo doar punctele. Dar echipa nu a ținut cont de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, că nu s-a mai câștigat sau că s-a câștigat, că a fost. Nici nu mă interesează ce a fost. Echipa a demonstrat că are o formă foarte bună și în continuare ne interesează, mă repet, numai punctele. Cum comentați faultul făcut de Ejuma? Pentru că specialiștii spuneau că merita chiar roșu. N-a avut nicio intenție să lovească adversarul. El, toată orientarea lui a fost spre minge. E adevărat, a fost o
a ridicat piciorul, cred că peste, la limită, dar în roșu nu se impune. Dar Olaru, cu acel cartonaș, va sta cu Craiova, o pierdere foarte importantă pentru echipa dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, Olaru este inima acestei echipe, dar avem o echipă bună, un lot bun și cred că oricine va juca în locul Olaru, poate va juca la fel de bine cum joacă Olaru de obicei. 3 victorii în deplasare în acest sezon. Vă mai oprește cineva sau simțiți că sunt motoarele atât de turate încât drumul este liber? Echipa are o formă foarte bună. Echipa este dornică să aducă meci de meci acele 3 puncte care sunt puse în joc. V-am spus, ne interesează ca orice meci să-l tratăm cum le-am tratat ultimele 2 meciuri și să ne aducem cele 3 puncte. Da, plin de semnificații acest flash interview și de adevăruri profunde de la sfârșit de meci. Ok. Ejuma, Pandi. Nu de intrare, pentru că și de intrare, probabil că ai și tu o părere legat de intrarea asta. Și de felul în care... Da. În care arată și... Nici nu trebuia să vedem cum arată, că noi când discutam despre intrare nu știam cum arată. Vedeam la un moment dat că are ceva pe față, nu știam ce are sub tricou, noi nu despre asta am discutat. E clar că intratul ăla la minge și datul ăla în minge o să păcălească multă lume și multă lume se va lega de treaba asta. Domne, că de fapt a dat în minge. Ok, de unde a dat în minge? El dă în minge acolo, dacă nu e nimeni, poate să dea, nu e nicio problemă. Dacă e cineva acolo, faptul că tu ai dat în minge, ai dat în minge. După care ce faci cu piciorul ăla? Vii de sus în jos și îi vii de pe, din cap până pe... Nici da, nu știu, da? Până spre coaste. Până spre coaste, da? Cu brațul deci jos. Vii cu piciorul de sus în jos, că e și normal să vii, că l-ai ridicat deja destul de sus. Că are intenție, că n-are intenție, puțin mă interesează dacă a avut intenție sau n-a avut intenție. Probabil că poate n-a avut intenție. Dar nu ai cum să nu scapi cu cartonaș roșu. Chiar dacă dai cartonaș galben, du-te, varule, cheamă-l, du-te, uită-te din nou și trebuie să iei decizia corectă. Cartonaș roșu. Absolut, absolut. E și Armaș la declarații. Foarte, foarte interesant interviul lui și important totodată. Bună seara. Să știți că sunt foarte fericit că am scăpat din faza aia așa. Doar așa simplu, sincer. Dar e o fază inexplicabilă, sincer. Îl înțeleg pe Radu Petrescu, poate zice că n-a văzut, că a dat doar galben. Nu înțeleg decizia VAR, adică că nu s-a implicat și nu înțeleg gestul lui Enjuma. Cum poți să te duci în halul ăsta, să spun eu așa, cu piciorul atât de sus și să te duci cu crampoanele? Eu, sincer, asta nu înțeleg. Dar am trecut, sunt supărat că am pierdut. Ce înseamnă că ai scăpat atât de simplu? Pentru că ai un bandaj pe față? Putea să mă desfigureze, sincer, la cum s-a dus și la ce am pe tot corpul, adică nu e doar față și în cap și umărul și tot. Acum eu zic că e bine, să vedem ce se întâmplă mâine. Crezi că a fost un atac inconștient totuși în care o aveai controlul, tu aveai undeva? Nu știu, eu sincer în toată cariera mea n-ai cum să te duci chiar cel mai înrăit adversar, cel mai înrăit dușman, tu n-ai cum să te duci în halul ăsta și tot e un coleg până la urmă, că da, să te duci așa, eu sincer chiar eu nu-mi explic cum e posibil așa ceva. Ce ți-a zis Ejuma după faultul comis? Nu mi-a zis nimic. Am văzut că a venit, dar eu atunci nu mai gândeam, sincer. Nu și-a cerut scuze? Cred că și-a cerut scuze, normal. Dar ce să faci cu scuze? Și Radu Petrescu? Scuze-mă. Radu Petrescu ce ți-a zis? Nu știu, n-a vrut să vorbească, s-a dus la cabine. Ai încercat să porți un dialog? Da, a vrut tot stafful, toți colegii să-i spuie, să-i arăte ce s-a întâmplat, dar el n-a vrut să vorbească. Am văzut că la început ai rămas în picioare, dar după aia n-ai mai putut, ai avut un moment de blanc. Păi da, și așa s-a întâmplat, pentru că era pe moment și într-adevăr m-am mințit puțin faza aia. Situația se înrăutățește la voi. Da, într-adevăr. Încerc pe linie în 2023 și pare că nu puteți să ieșiți, sau deocamdată cel puțin. Da, într-adevăr, am prins o serie foarte proastă, cu adversari foarte buni. Ideea e că noi credem că acum sunt adversari tari și... În câteva etape vor începe adversarii mai slabi și vom acumula puncte, nu e adevărat. Am văzut toate echipele când toți deja au scos-o din calcule pe Mioveni. Ați văzut că au
câștigat 8 puncte din 4 meciuri și sunt în aceeași situație cum am fost noi câțiva ani în urmă și bătălia se va da până la capăt. Noi trebuie să ne trezim, să facem tot posibil, să adunăm cât mai repede de puncte și de dorit din etapa viitoare. Dar unde s-a rupt căruța, cum se zice, Igor? Că înțepuțeți bine, ce s-a întâmplat de seria asta așa? Și da, da, într-adevăr. Jucător cu experiență, jucător puternic, da, aici. Da, într-adevăr. Nu știu, într-adevăr undeva s-a rupt, parcă nu mai suntem noi flămânzi de victorii, să flămânzi de puncte. Asta trebuie să ne dea de gândit. Cu toate că misterul e același, facem aceleași antrenamente, invers, ne antrenăm foarte bine și avem încredere unii în ceilalți. Dar trebuie să vorbim cu voi, să discutăm că așa nu se poate, trebuie să acumulăm puncte. Spuneai despre adversarii puternici pe care i-ați întâlnit. Așteptați o echipă mai accesibilă ca să vă refaceți moralul? Păi tocmai de asta, dar v-am spus că... Și te-aș întreba dacă următorul adversar pare o echipă accesibilă sau nu. Da, dumneavoastră ați văzut că mi se pare acum Craiova una dintre cele mai bune echipe, cele mai în formă echipe din campionat. Dar noi trebuie să ne pregătim acum, nu mai contează cu cine jucăm, noi trebuie să adunăm puncte. Mulțumesc, Igor. Igor Tamaș, Igor Armaș, doamne, extrem de mulțumit că a scăpat, de corectă abordarea. Foarte corect. Adică el a scăpat bine de faza asta. La ce în fine. Are pe față și crampoanele alea de pe față. Da. E ceva incredibil. Da. Dincolo de asta însă, există și partea luminată a jocului lui Ejuma astăzi. Și trebuie discutat despre ea. Ajunge la 6 goluri Pandi și reușește să aducă puncte importante la Cluj. Da? Minutul 88-89 de golul ăla. Astăzi marchează 2 goluri care se dovedesc a fi goluri de 3 puncte. Deci 6 goluri în etape succesive. Te gândeai vreodată că îl vedeai vreodată marcator pe Ejuma? Îl vedeai un, nu știu, golghetor de la mijlocul terenului? Adică dacă ți-aș fi zis la începutul sezonului, domnule, în punctul ăsta Ejuma o să aibă 6 goluri și Olaru un gol. Nu credem. Nu. Nu. Mă gândeam că Olaru o să aibă mai multe. Iar Olaru nu are goluri. Ejuma inventează, practic, cu ajutorul lui Octavian Popescu, dar el inventează golul de la CFR. Câștigă meciul ăla foarte important pentru ei, mai ales că veneau după meciul ăla pierdut cu Faru. Bleagă acum încă o victorie. Golul ăsta, chiar dacă este centrare Olaru, cred, deviată Florinel Coman de la prima bară. E la bara a doua, sare peste fundaș. Îl bagă cu totul în poartă pe Vlad, practic, și bagă mingea în poartă. La golul 2 este acolo în careu, prinde șutul ăla. Nu este ușor, pentru că se lasă puțin în partea stângă. Este adevărat că este și deviat de Matricardi, dar pare un jucător tot mai util, dar util văzut utilul ăsta. Adică utilul care se vede. Da. Pentru că și Olaru este un jucător care face lucruri, care aleargă, care are impresia că pregătește, nici nu știu, spații, terenul pentru colegii lui, dar nu se vede în reușite, nici măcar în pase de gol, nici în goluri. Adică un gol și 4 pase de gol în etapa 26, mie mi se pare că sunt foarte puține dintr-un capitan de echipă, dintr-un Inter la FCSB, mi se par foarte puține. Pe când Ejuma, ușor, ușor, uite că arată bine și cred că prețul lui Ejuma tot crește cu 500.000 de la meci la meci, am impresia. Că unde valora vreo 1.000.000, acum valorează vreo 2.500 și nu știu dacă nu 3. Și oricum, stai să te gândești că el când a fost adus, toată lumea a zis că el va juca rolul de mijlocaș defensiv, da? Da. Închizător. Că se va juca, nu știu, că e 4-3-3 și că el va juca acolo. Și după ce îți dai seama că nu poate să joace acolo... Dar de ce ți-ai dat seama că nu poate? Pentru că a comis foarte mare erori, adică de lângă el nu-și acoperea zona. Da, el pleca. Da. El pleca cu mingea și chema poarta adversă. Pleca cu fața, da, spre poarta adversă. El nu era cinciarul ăla care să stea între fundaș și central sau să facă triunghiul cu fundaș și central. Să fie primul om în apărarea fundașilor centrali. El pleca cu faza, se trezea în careu, venea central, el acolo cu capul să dea. Nu ținea poziția lui. Probabil că atunci și-au dat seama, stai mai puțin, că de fapt nu e cinciar. Da. Da? Hai să-l băgăm altceva, hai să vedem, să profităm de faptul ăsta care are 2 metri și că apare la fiecare fază la centrări. Și are și o tehnică bună la înălțimea lui. Are o tehnică bună. Ți-ar fi plăcut un jucător ca el să fie un cincer cu calitățile lui?
ar fi fost ideal. Da, și acolo da. Să dar fi ce băgat... preferi? Să fie un închizător cu calitățile lui acolo, un cinciar de ăsta, sau să îl transforme într-un Inter care dă 6 goluri la un moment dat și care devine... Adică ce... Mie mi-a plăcut un cinciar cu calitățile lui, dar să nu facă greșelile alea, să aibă ultimul atac, ultima deposedare eficientă. Deci, cu calitățile lui, cu talia lui, cu ambele picioare... Dar se pare... că nu e tot așa, e tot un tip înalt, pentru că și șut are 1,89 m. Are alte abilități. Da. Adică... Șut e mai disciplinat în poziția aia. Șut își vede de poziția aia, practic. Nu-l fură jocul să apară prin careu advers în anumite momente. Își vede acolo treaba, își vede de treabă, vine mingea, dă repede mingea în față și stă tot timpul acolo între fundași și centrali. Șut care face și el un sezon bun. Da. Bun, da? Nu știu ce au primit pe el, 2 milioane, cât au primit pe el de la Trabzon sau de la cine era, da, parcă, da. La un moment dat, dar uite că deja ai oferte cam pentru toată lumea. Da. De la... Mă gândeam acum cât de bine joacă Egiuman în ultima perioadă. Dacă ar fi luat cartonaș roșu, la Craiova ar fi jucat fără Olaru și fără Egiuman. Ceea ce este asta nu știm dacă Olaru lua cartonașul galben. Asta da, e adevărat. Că mai Olaru... Rămânea fără Egiuman. Acum a rămas cu fără cu siguranță împotriva Craiovei jucai... Dacă jucai fără Egiuman și fără Olaru, mă gândesc că era o problemă. O problemă. Mă gândesc că era o problemă, fără amândoi. Chiar... Cine crezi că îl va înlocui pe Olaru? Că e interesantă discuția. Ok, ca o să mai discutăm de meciul trebuie ăsta. Trebuie să mai te bagi în mintea lor, că am mai avut discuția asta. La FCSB întotdeauna trebuie să te bagi în mintea lor și trebuie să vezi care ce vor ei. Da? Lor? Celor care sunt acolo la FCSB. Da. Acelui, adică în mintea lui. Da, în mintea lui trebuie să te bagi. Adică ce vrea? Vrei spectacol? Vreau să fac? Vrei nu știu ce? Sau vreau să am puțină grijă că joc cu Craiova? Nu mă interesează pe mine că joc cu Craiova. Și îl bag pe Octavian Popescu acolo, lângă Egiuman. Da? Și îl bag pe Coman în partea stângă. Stai puțin că parcă mă interesează și mai bine îl scot pe Waidă și îl bag acolo. Stai puțin că parcă aș vrea să joace și Miculescu și mă gândesc eu că poate Cordea să treacă Inter să joace Miculescu în partea dreaptă. Adică care dintre astea până la urmă sunt? Bine, sunt 5 schimbări, o să le vedem pe toate. Da. Rada Zlăvescu mai este? Poate și Rada Zlăvescu? Este, l-am văzut, a intrat în teren. Liviu Ciobotariu. Și încet, încet vă duceți în jos acolo unde nu vă doreți. Așa este. Aveți dreptate. Ca și joc nu am arătat rău. Din punctul meu de vedere am arătat mult mai bine ca jocul precedent, jocul trecut de la Rapid, de la Giulești, dar așa cum ai spus și tu, am mai trecut un joc, n-am reușit să luăm nici măcar un punct. Era... poate un punct dacă reușeam să-l luam pentru moral și pentru situația în clasament. Am avut șansă pe final, dacă Rața era inspirat, puteam să egalăm, însă a fost un joc foarte greu pentru noi. Știam lucrul ăsta, că întâlnim una dintre cele mai bune echipe din România, FCSB, ăsta este adevărul, o echipă care joacă un fotbal plăcut, care marchează, au jucători foarte buni, în special pentru faza de atac, joacă foarte bine atacul pozițional, însă eu cred că în seara asta ne-am luptat cu ei de la egal la egal, atât cât am putut și noi, dar exact ce spuneai la început, situația noastră nu este ok, nu este bună deloc, pentru că nu reușim să acumulăm puncte, etapele trec și suntem în zona fierbinte deja. Va trebui să ieșim cât mai repede de acolo. Ca să ieșim de acolo, logic, trebuie să câștigăm, să câștigăm puncte. Cât de gravă este situația din punctul dumneavoastră de vedere după acest început slab de an? În momentul în care pierzi 4 jocuri la rând, este clar că situația este nu neapărat gravă, dar este o situație nedorită de orice antrenor, orice conducător, de orice vestiar, de jucători, dar
ok, să spunem că am avut un program foarte greu pe început. Am jucat cu CFR Cluj, am jucat cu FCSB, am jucat cu Rapid, practic echipele care se vor bate la campionat, dar oricum nu este o scuză pentru noi. Trebuie să gestionăm foarte bine situația în care ne aflăm, să fim bărbați, să putem să ne ridicăm, dar încă o dată putem să facem lucrul ăsta numai câștigând puncte. Așa, trebuie să vorbim mai puțin, să muncim mai mult, să luptăm pentru fiecare balon, pentru fiecare minge. Ok, astăzi ne-am luptat, am încercat, am jucat, am fost agresivi, ne-am apărat bine. Din păcate, am primit două goluri care puteau fi evitate. Practic, la primul gol n-am fost atenți, am lăsat să centreze, după care pe bara a doua n-am strâns așa cum trebuia să strângem. La al doilea gol nu mai spun. Am avut doi jucători care puteam să respingem balonul și le-am pus-o pe 16 metri sau pe cât era, pe 11 metri, ceva de gen. Aici este supărarea și frustrarea noastră, pentru că puteam realiza mult mai mult din acest joc. Există o frustrare și din cauza faptului că arbitru nu a acordat cartonașul roșu lui Giuma, nu? Pentru mine, eu de obicei nu comentez arbitrajul, nu-mi place să mă ascund în spatele deciziilor luate de arbitri, însă este foarte clar, eu am văzut după bancă o intrare de K1. Sincer vă spun, nu știu, n-am revăzut faza la televizor, dar tu pe bancă s-a văzut o intrare de K1. Adică chiar dacă ești cu spatele sau ești departe de fază, da? N-ai cum să nu vezi. Mă uitam la Igor, plângea în vestiar. Adică, ok, am înțeles. Poate nu întorceam rezultatul. Dar dacă este o decizie pe care trebuie să o iei, trebuie să o iei. Că așa mi se pare normal, așa mi se pare corect. Ok, nu din cauza asta am pierdut noi jocul. Nu este... Dar ca idee... Se poate, adică eu am văzut pe bancă intrarea și n-o vezi din 10 metri, 15 sau unde era, dar poate n-a văzut-o, în fine. Am văzut și Igor, destul de șifonat. Nu știu, o să reușit să-l... Păi s-a dezbrăcat în vestiar și plângea, sincer plângea, cred că de durere de alea, pentru că este la față aici, pe piept. N-ai cum să nu vezi lucrurile astea, în fine. Spuneați că a jucat cu echipele bune ale clasamentului, ale campionatului, dar urmează Craiova. Echipele care sunt în față, în momentul de față, că acum toate sunt bune. Urmează Craiova, care tocmai ce a bătut în Giulești, da. Și care toată lumea o laudă pentru jocul prestat. Un alt adversar greu. Toate meciurile vor fi foarte grele până la finalul campionatului și cred că sezonul ăsta va fi cel mai echilibrat play-off și play-out. Din punctul meu de vedere, cel mai echilibrat. Va fi o luptă foarte strânsă pentru câștigarea campionatului, din ce văd eu până acum. Și bineînțeles, la retrogradare va fi la fel, pentru că diferența de puncte este una mică între echipele care se află de la locul 6 în jos. Așa că va fi o luptă și asta e bine pentru campionatul nostru, pentru campionatul României, că nu s-a dezechilibrat, că nu sunt echipe care sunt deja retrogradate, deci lupta va fi foarte strânsă. Acolo, până acolo trebuie să acumulăm puncte și acolo trebuie să încercăm să ne salvăm de la retrogradare. Ați mai trecut prin momente dificile cu această echipă. Credeți că puteți să redresați lucrurile așa din mers sau conducerea la un moment dat își va pierde răbdarea, așa cum se întâmplă la noi în România? Antrenorul tot timpul plătește cu postul, mai ales după o serie de înfrângeri. Da, este posibil orice. Eu n-am de unde să știu, dar trebuie să vă spun că mi s-a propus prelungirea contractului. Chiar și nu această... de acum. Nu, din iarnă decizia este la mine. Am contractul acasă. Dacă vreau pot să-l semnez în seara asta sau mâine. Însă nu neapărat faptul că toți suntem supărați, suntem deranjați că nu avem rezultate. Este clar că și conducerea, și jucătorii, și noi, staff-ul, și suporterii, toată lumea încercăm să redresăm corabia atât cât se poate. Nu știm, vom vedea în continuare. Când vă veți hotărâ? Că ați spus că decizia este la dumneavoastră dacă îl semnați sau nu. De ce depinde hotărârea dumneavoastră? De mai multe lucruri.
Aveți de mai multe, multe condiții? Nu. Sau poate vă doriți obiective mai deocamdată menirea mea este să scot această echipă din aceste momente grele pe care le avem. Trebuie să le gestionez foarte bine. După care voi vedea. Deocamdată trebuie să suntem într-un moment greu și eu sunt cel care sunt răspunzător de rezultate, este clar. Și eu sunt acela care trebuie să gestionez bine situația, că nu este o situație ușoară. Mulțumim. Da? Da. Seară bună. Pe Liviu Ciobotariu. Interesantă situația cu contractul, Costele. Da. Contractul acasă și semnez când vreau. Păi, ai făcut asta vreodată? Ai procedat vreodată? Păi cum să lași decizia în mâna antrenorului? Este, ai contractul, vezi, ai termenul, semnezi, bine, nu? Păi tot clubul, toată conducerea, toată lumea stă să aștepte decizia unui antrenor. Dacă e bun și crezi în el? Adică, spune Liviu acum, nu știu, ei iau acolo regulile interne și ei și le gestionează. Dar el spune Liviu acum, păi să vedem cum gestionăm situația de acum. Păi situația de acum poate să dureze 3, 4, 5 etape. Nu? Da. Păi atunci poate să ajungă într-o situație de nu mai redresează. Și vom să iau o decizie dacă prelungesc. Păi până atunci poate nu mai știu. Da, cine știe. Depunctat înainte de a vedea câteva momente foarte interesante de egoism, pur și simplu, în jocul FCSB-ului, cred că trebuie comentat golul lui Lopez, Pandi, pentru că am asistat, cred că, la, nu? La unul dintre golurile frumoase ale anului. Da. Nu? Da. Și Lopez, cred că, face un meci în general foarte, foarte consistent. Da, aici îi vine mingea, el cred că vrea să o ridice. Vrea să o ridice. El asta face, cu dreptul ăla vrea să ridice mingea, o ridică, vezi cum ține piciorul, da. O ridică și de acolo îi dă una, dar acolo, și acolo vrea să dea. Acum se duce mingea atât de bine, e altceva, dar duce piciorul ăla frumos, întinde piciorul și vrea să dea colțul lung. E clar că cu Târnovan în poartă s-ar putea să ai o problemă, să-ți o apere. Dar asta cred că nu a apărat 7 Târnovanul la cum a dat-o. A dat-o perfect. Curtoa, nici Oblak, perfect a dat-o. Absolut. Excepțional golul. Super, biomecanică, dar totul. Dar nu știu cum îți trece prin cap să ridici mingea. Asta mă pune puțin pe gânduri, dar dacă eu n-aș ridica-o... Nici nu vreau să spun că altul nu ridică, știi? Poate el așa a văzut. A zis că bă, e într-un unghi foarte... Da, e în colțul careului aproape de 16 metri, n-are nicio șansă altfel și... Dar din prima, cum să-ți vină mingea, deja te-ai gândit să o ridici, te-ai întors imediat și ai tras la poartă. Asemăna fantastic cu o bară transversală avută astăzi de Aston Villa meciul cu Manchester City. Da. Exact același procedeu. Aia a fost o întoarcere rapidă și o gulea din Dar tot așa, minge venită, preluare pe stângul, cred că și șut tot cu stângul. Șut cu stângul în bară, dar gulea. Exact, asemănat. Ok, hai să vedem câteva secvențe. Pentru că, și te întreb dacă trebuie să fie Pintili îngrijorat de următoarele momente. Mai întâi, e un cap pe Juman, minutul 17. Da, este această fază. Atenție la reacția lui Companio. Deci Companio evident se simte nedreptățit la faza asta. Simte că el trebuia să lovească cu capul. Cine, din punctul vostru de vedere, care era cel care trebuia să lovească această minge cu capul? Ejuma. Și eu zic la fel. Bon. Ejuma atacă bine acolo. Ejuma nu are cum să lase mingea asta care îi vine pe alergare spre poartă, pe frunte, da, și cu poarta la 6 metri, să lași mingea că vine unul care venea paralel cu poarta și încerca de, de jos dintr-o poziție destul de grea. El e supărat? E supărat, ok. Dar Ejuma nu putea, n-avea cum să lase mingea asta. Era imposibil, adică cine este mai bine poziționat față de minge să bage mingea în poartă? Ejuma toată ziua. Dar ce privire critică, severă are, de-a dreptul Companio. Da, că probabil e supărat, dar n-are dreptate aici. Aici nu aș spune-o că n-a vrut să-i o lase Ejuma, din contra aș spune că Ejuma a făcut ce trebuia să facă. Dar nu spui că e dovadă de egoism din partea lui Companio? Poți să fii supărat în momentul ăla, să crezi că văzând că se duce pe lângă poartă, că tu te-ai demarcat foarte bine, ai luat fața fundașului, mingea îți venea acolo, deja capul l-a dus, da, se ducea mingea spre poartă.
pot să fii supărat. Nu mi se pare că e o mare problemă aici, dar la următoarea aici avem două momente, da? Ca să vedeți cum se pot schimba rolurile în fotbal. Asta este prima, minutul 63, aproape, nu, 62. 62 spre 63, da? Olaru se duce singur. O să vedem și faza petrecută 3 minute mai târziu. Atenție, deci Coman așteaptă în stânga o pasă din partea lui Olaru. Olaru nu îi pasează, trage. 3 minute mai târziu, sau 2 minute mai târziu, se întâmplă ce trebuia să se întâmple după ce s-a întâmplat cu 3 minute mai devreme. Deci asta este exact așa trebuia să se întâmple. Eu mereu spun, în fotbal dă pasă, e 1-0, primești pasă, e 2-0. Nu dai tu pasă, nu-ți dă nici celălalt pasă și e 0-0. Pentru că aici aștepta Olaru în stânga să primească mingea de la... Uite, deci Olaru sprintează. Olaru este exact în poziția lui Coman de mai devreme. Acum, indiferent cum o dăm, sunt două lucruri care nu îi avantajează deloc pe jucători. Una, Olaru, nu îi vezi pe cei doi din partea stângă și deja e o mare problemă. Nu vrei să le dai mingea, iar e o mare problemă. Coman, nu-l vezi pe Olaru în partea alaltă, e o mare problemă, nu vrei să-i dai mingea, e o mare problemă. Poate la Coman încerci, știi, să spui, stai puțin că era supărat dinainte, că nu știu ce, păi acum ce faci, te superi pe el, acum nu ți-a dat o ție, peste 3 minute iar o fază, iar nu ne dăm pasă și o ținem așa tot meciul. Și ne supărăm pe echipă. Și ne supărăm, da, ne supărăm pe echipă. Corect, prima greșeală mare este a lui Olaru. Da. Da, Olaru trebuia să facă orice altceva, nu aia. Și în cazurile astea, dai la poartă, dai gol, te faci că mai plouă, că hai că până la urmă a luat decizia cea mai bună, deși nu e decizia cea mai bună. Dar uite unde se ajunge. Ok, e 1-0 din minutul 45, e bine, zici că e bine, că nu e bine deloc. Dar nici de îngrijorare, iară, nu cred că e. Nu zici că e. O iei, mâine le arăți, vorbești cu ei, le spui că nu e bine și cred că nu se mai întâmplă. Așa cred. Sau așa aș vrea să cred că se întâmplă la o echipă care vrea să câștige campionatul. Pentru că de aici, probabil, poți să pierzi campionatul. De la nu vreau să ți-o dau, nu vreau să mi-o dai și pierdem campionatul. Eu pentru cred că suntem supărați. La Olaru, cum a plecat faza de la început, știa că nu dă pasă. Pentru că driblează extraordinar. Trece frumos de adversar. Se duce acolo în centru, după care el ar fi putut să sprinteze în adversar, să intre puțin în dreapta și să le libereze. Și așa erau ei liberi, dar rămânea singur cu portarul. Ceea ce era foarte simplu. Dar crezi că îi vede? A, da, fără doar și poate îi vede și rămâne singur. Și uite, deja aici încetinezi. Păi e și Companio mare în stânga, adică n-ai cum să nu-l vezi pe ăla pe Companio. Adică e... N-ai cum. Uite-l, vezi? El încetinește puțin, știi, și caută piciorul. Dacă te uiți la el, pare că totul are treabă cu mingea, nu cu... Vezi o legătură între faza asta și faptul că după aia Coman nu îi pasează? Adică e răspunsul lui Coman, nu mi-ai dat-o, nu ți-o dau? Aș putea să cred, da. Aș putea să cred. Cine ești tu? Păi mai devreme ce ai făcut? Totodată, înainte de a-l asculta pe Juma, am asistat astăzi la cea mai slabă repriză a lui Tam de când era FCSB. Pentru că ce se întâmplă în prima parte, în cel puțin în două momente, este complet... Aici pot să cred că iese mingea, deși tușierul e foarte prost plasat, adică e foarte aproape, nu cred că avea cum să vadă depășirea lui Damașcan. Asta probabil că este cea mai mare ocazie, nu a primei reprize, chiar dacă a avut și FCSB-ul ceva ocazii, dar asta este incredibil. Ajunge aici cred că mingea a ieșit. Iese mingea, dar de fapt nu iese, că până la urmă trage la poartă și dă în bar. Aici este o situație în care eu cred că fundașii centrali sunt vulnerabili. În momentul când ei ies din zona lor centrală, unde au lângă ei celălalt fundaș, unde au fundașii laterali, iese undeva, în prima fază este undeva o distanță de cât? De 10, 15, 20 de metri față de Cristea aici. Cât? 30 de metri față de Cristea, da? El când iese în lateral și e singur acolo, e vulnerabil, mai ales cu jucători din ăștia care au ceva viteză, da? Și Damașcan și Lopez au viteză și poate să te facă acolo pentru că n-ai dublaj, stai în funcție de colegul tău, stai doar în funcție de adversar și acolo s-ar putea să ai o problemă. Dar mi se pare că e cam mult. Nu, și mai adică ceva. La fiecare fază să te depășească cu atâta ușurință, mi se pare că e cam mult. Pandi, și mai e ceva. Face aceeași greșeală.
Adică iese în lateral și atacă decisiv în lateral. Mai greșit odată? Da, pentru că ei jucând cu două vârfuri, s-ar putea la un moment dat să ajungi doi fundași centrali pe două vârfuri, da? Și dacă unul dintre vârfuri scapă într-o parte, ai fost tu cel care te duci, da? Distanța este, da, să spun, distanța da, este foarte mare. Pentru că dacă distanța era de 7-8 metri, probabil că dacă trecea de tam, venea celălalt fundaș central și lua mingea. Dar la distanța asta și la tehnică, sau... cât de cât, că Damașca n-are ceva tehnică pentru campionatul nostru, pentru voluntari, da. El are o tehnică destul de bună. Dar parcă e mult la tam. Bun, e Juma. Congrats, Malcolm. Felicitări. Goals for you. Două goluri. And FCSB is going well. Și FCSB urcă. We win this game. It was very difficult. A fost un meci foarte greu. To continue and stay focused. Să rămânem concentrați. So, you are on the good way. Cum te simți după ce ai adus două victorii consecutive pentru echipa? E bine că am plecat cu punctele. Da. Yes, I helped the team, but am ajutat echipa. It's a victory from the team and e o victorie a echipei însă. By myself, I don't think I make a good game because it was very difficult to play here. Eu nu știu dacă am făcut un meci foarte bun. A fost foarte complicat să jucăm aici. The confidence of the coach, of the teammate and mă bucur că am încrederea antrenorului și coechipierilor. This time I'm very good at the finishing. Da, de data asta am fost bun la finalizare. Ai mai dat vreo dublă în carieră? No, it's my first. E prima. My first dublu. I don't have time to special? I don't have time to celebrate because everybody come to me, but yeah, it's special every time when I score one goal, I say. De fiecare dată este special când marchez. Another one. And this time I astăzi something happened, so. Marcat de două ori. Malcolm, te-au motivat toate discuțiile astea despre plecarea ta, că pleci, că nu pleci, că și te-au motivat mai mult să dai mai mult din ce ai tu de oferit? No. Nu. Just more confidence, I think. Am încredere mai multă. More confidence in the team and în echipă. One time I'm here, so everybody know me now, know how. Acum toată lumea mă știe. It's more easy for me and for them. Mi este mai ușor. For everybody. So I think it was just the time to adapt and. Cred că a fost perioada de adaptare. Care crezi că este prețul tău după aceste 3 goluri pe care le-ai dat în ultimele 2 etape? Valorezi mai mult? No, my price don't change. Nu, prețul meu nu se schimbă. Nu crezi că l-a schimbat patronul? Nu. Nu. Sunteți pe locul 3 acum, la 5 puncte de primul loc. Ați bătut CFR-ul, voluntariul, urmează Craiova. Sunteți pe drumul cel bun, nu? Yes, yes, we are in da. Good in this this season we are very good at this moment, but you need to suntem într-un moment bun. In this way. Play good. Trebuie să continuăm însă cu același joc. Take point every game is the most important thing. E important să luăm puncte în fiecare meci. Și vedem în play-off ce se va întâmpla. Da, mă mir că nu a fost întrebat de intrarea respectivă. Pe de altă parte, am auzit că Armaș plângea în vestiar Pandi. Adică da, probabil că se auzeau ceva plânsete, dar nu cred că de la el, pentru că el era bărbat ca lumea sau cel puțin așa. Cred că Olaru, se auzeau de la Olaru, că acolo vestiarele sunt unul lângă altul. Plângea, crezi că plânge Armaș, dar nu, Armaș nu, cred că plânge la cum a apărut și la cum arăta. Da, și asta este ultima fază pe care vreau să o vedem. Șutul lui Florinel Coman. Sincer să fiu, nu e ușor nici așa să dai, să știi. Adică să tragi una și să vrei să nimerești tabela care este în marginea terenului acolo, la colțul careului, la colțul terenului, nu e ușor. O atinge până la urmă? Nu o atinge. Nu e ușor să dai șutul ăsta. Să vrei să tragi la poartă și să tragi acolo? Nu e ușor. Dar mă mir, e Coman, nu? Da. Chiar el? Chiar el, nu? Aha. Adică nu credeam că poate să ajungă să tragă așa. Bun, mulțumesc mult, domnilor. Mă bucur că v-am avut invitați. S-a strâns clasamentul. Evident că o să discutăm despre această etapă, o etapă absolut perfectă.